După aproape o lună și jumătate în care a ajuns cu distracția în majoritatea parcurilor din Constanța, caravana lui Disfest se pregătește de ultimele două acțiuni din această vacanță, care vor avea loc în cel mai mare parc din oraș, Tăbăcărie. Timp de două zile, vineri și sâmbătă, constanțenii de toate vârstele, dar și turiștii veniți pe litoral, sunt așteptați la Țara Piticilor, pentru câteva ore de distracție, dans și sport pe cele mai noi ritmuri muzicale. Aceasta este ultima oprire a caravanei lui Disfest, după ce anterior a poposit în Parcul Gării, Parcul Tomis 2, Parcul de la Casa de Cultură, Parcul Poarta 6 și Parcul Arheologic. Pe lângă activitățile cu care participanții s-au obișnuit deja de la evenimentele anterioare, pentru aceste ultime două ediții ale Festivalului Distracției, organizatorii au pregătit și numeroase surprize pentru toți cei prezenți. Aceștia din urmă spun însă că pentru reușita evenimentului, buna dispoziție și cheful de distracții sunt obligatorii atât pe terenul de basket cât și în spațiul dedicat dansului. Odată îndeplinită această condiție minimă, părinții și bunicii își pot lua copiii și nepoții de mânuțe pentru a se prezenta vineri și sâmbătă cu începere de la ora 16 în Parcul Tăbăcărie din Constanța. Ludis Fest este organizat de Academia Club Sportiv Phoenix Constanța, cu susținerea primăriei municipiului Constanța și a fost conceput ca un festival al mișcării dedicat constanțenilor și nu numai, indiferent de vârstă. Obiectivul general al proiectului a fost de a îmbunătăți calitatea vieții, venind cu soluții practice de îmbunătățire a sănătății fizice și psihice a populației prin activități de dezvoltare și educare atât în plan intelectual, psihologic, moral, dar și fizic, prin practicarea sportului în general, în aer liber în special. Accesul la evenimentele organizate în cadrul Ludis Fest este gratuit, indiferent de vârstă. Ludis Fest este un proiect finanțat de Primăria Municipiului Constanța. Valoarea finanțării nerambursabile este de 312.800 de lei.